Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Ne temem de vulnerabilitate ca o formă de expresie a slăbiciunii, a fragilității, ca formă de reprimare a emoțiilor, ca dovada faptului că ceva ne poate destabiliza, ne poate dezechilibra. Dar vulnerabilitatea este până la urmă partea umană din noi, ea stă la baza tuturor emoțiilor și sentimentelor noastre. Ce înseamnă cu adevărat a fi bărbat? Cât de diferiți sunt bărbații de astăzi față de cei din generațiile anterioare? Ce mituri și stereotipuri persistă încă despre ideea de masculinitate și agresivitate? Cum pot bărbații să-și asume masculinitatea într-un mod sănătos și matur? Cum recunoaștem criza vârstei de mijloc la bărbați? Cum pot bărbații să își accepte vulnerabilitatea? De ce au bărbații dificultăți în a-și exprima emoțiile? Ce este masculinitatea toxică? Iată doar câteva dintre întrebările la care vom afla răspunsuri alături de invitații noștri în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, discuții ce vor fi publicate zilnic, toate aceste materiale, interviuri pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Astăzi este alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre Misticii Islamului de Reinhold Nicholson, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald în traducerea doamnei Justina Cojocaru. Cartea lui Nicholson putem spune că este o excelentă introducere academică în originile sufismului, o tradiție mistică din cadrul islamului ce cuprinde o gamă largă de credințe și de practici dedicate iubirii divine și cultivării dimensiunii divine din ființa umană. Misticii islamului, considerată prima carte din Occident, care oferă o imagine lucidă și plină de înțelegere a misticismului islamic, așează la originea sufismului influențe venite din partea creștinismului timpuriu, gnosticismului și chiar a budismului. În cuvintele autorului, îmi propun să le ofer cititorilor o serie de observații despre originea și evoluția istorică a sufismului, relația cu islamul și specificul său general. Domnule profesor Teodoru Ghiondea. Cred că este foarte important pentru cititorii acestor cărți care sigur că ne explică și atât cât se poate ce este sufismul și până la urmă ce este islamul în esența lui. Dar cred că este foarte important să înțelegem și momentul în care apare toată această exegeză deosebită referitoare la tasauf, la sufism, și care începe în Europa, într-adevăr, în jurul anului 1914, odată cu apariția cărții, așa cum ați spus dumneavoastră, a lui Reinhold Nicholson, și anume Misticii Islamului. Vedeți, lucrurile nu sunt apărute din nimic. Trebuie să ne aducem aminte că există o permanență a islamului în Europa de aproape 1000 de ani. De ce spun asta? Pentru că lucrurile au început sau trebuie să le privim odată cu acea perioadă din Spania, unde toată tradiția abrahamică, iudaismul, islamul și creștinismul s-au unit, a fost un mediu, o ambianță intelectuală, spirituală cu totul deosebită și care nu a rămas fără urmări. La vremea respectivă, noi am explicat că de acolo au pornit până la urmă și noile curente mistice din Occident, mistica renană, Meister Eckhart, Tauler și așa mai departe. După aceea, mistica creștină, reprezentată de Sfânta Teresa de Avila și mai târziu și de Sfântul Ioan al Crucii, San Juan de la Cruz, până la Ana Caterina Emeric. După aceea, în ceea ce privește iudaismul, mari rabini, Iosif Moise Cordovero, Moise de Leon, școala de Enca pe care a format-o mai târziu Isaac Luria la Safed, tot de aici a pornit. Să nu uităm că în această perioadă apare un nume extraordinar,
Maimonide, în aceeași perioadă. Este foarte important să înțelegem lucrurile astea. În ceea ce privește islamul, de aici pornește cea mai importantă ramură, aș spune, a ceea ce numim noi astăzi mistica islamică și tasawuf. Mă refer la Ibn Arabi și la toți maeștrii pe care el îi pomenește în Sufiții din Andalusia, o carte unde sunt prezentați foarte mulți, foarte mulți maeștri spirituali. Ceea ce sigur că este surprinzător până la urmă, pentru că am putea spune într-un fel că această nouă fază a islamului s-a născut în exil, ca să zic așa, adică nu chiar în țările arabe sau nu în țările musulmane, pe care le știm musulmane prin tradiție. Vedeți, este important să înțelegem lucrul ăsta, pentru că pe parcursul istoriei, până în secolul XIX, când apar primele încercări de renodare a acestei legături între ceea ce se întâmpla în tot acest secol frământat de ocultism și de alte curente și noile mode care încep să apară din Orient și încep să facă deja carieră în Europa Occidentală și, sigur, autenticitatea învățătorii sufite, care n-a încetat niciodată, toate lucrurile astea mai sunt de identificat și pe parcursul istoriei europene. De exemplu, sunt autori, exegeții lui Dante, care spun, și se pare că este autentic, Dante cunoștea, ca să spunem așa, o parte din învățătura lui Ibn Arabi. Goethe cunoștea destul de multe lucruri despre islam. Deci nu este chiar așa apărut dintr-o dată islamul la începutul secolului 20. Până lângă asta trebuie să ne gândim ce a însemnat secolul 19, pentru că, într-adevăr, apariția cărții lui Nicholson marchează o dată esențială în ceea ce numim sufismul european, adică această fază de dezvoltare extraordinară în prima jumătate a secolului 20 și după aceea, bineînțeles. Păi secolul 19 și sfârșitul secolului 19 prinde Europa într-o situație destul de delicată. Asta ne explică și interesul la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20 pentru ezoterism în general. Asta se datorează, sigur, și faptului că avem deja vreo 3 secole de ocultism și mai ales și de neo-ocultism, mai ales în Franța, prin Papus, adică doctorul Gerard Ancos. Pe lângă asta, mai este iarăși un mediu interesant. Ce se întâmplase cu filozofia? Filozofia, de la filozofia de sistem a lui Kant și Hegel, și tot ceea ce știm că este înainte de jumătatea secolului 19, se transformă într-o filozofie cu accente psihologice și psihologizante foarte puternice. Mă gândesc la Kierkegaard, mă gândesc la Schopenhauer, unde nu mai întâlnim sisteme de filozofie sau filozofie de sistem. Mai este ceva. O parte din filozofie sau mare parte din filozofie începe să se axeze pe realitatea socioeconomică și politică. Deci părăsește, ca să spun așa, preocupările filozofiei clasice. La oaltă, cu ocultismul și cu această dezvoltare a noii filozofii, se mai întâmplă ceva. Creștinismul european trece prin faze destul de dificile. În primul rând, este ocultismul care are ramuri sau are unele părți care se opun bisericii oficiale și dogmaticii creștine, venind cu o serie întreagă de influențe din Orient, pe care sigur că nici nu au fost digerate cum trebuie, adică nici nu au fost preluate cum trebuie și nici nu era cazul să fie preluate. Dar este o sete, este o foame, aș spune eu, de certitudine spirituală, care se datorează în cea mai mare parte perioadei iluministe și a enciclopediștilor francezi. În sensul că lucrurile toate încep să se reducă, toată preocuparea spirituală a omului încep să o reducă la aspectul imediat al vieții.
de fiecare zi. Pe fondul acesta apare această carte care este într-adevăr un eveniment deosebit. Cine este Nicholson? Ați spus și dumneavoastră, este o figură foarte importantă de acest început de secol 20. Numai dacă îndăm câteva din, dacă amintim sau menționăm, evocăm câteva din traducerile absolut remarcabile pe care le-a făcut. A tradus din Rumi tot Masnaui, e vorba de 8 volume, nu? Este o cantitate imensă, o știm. A tradus tarjumana la Shuak, interpretul dorințelor arzătoarelor Ibn Arabi. A tradus tratatul de sufism al lui Hujiri. Deci nu este, iertați-mi expresia, un diletant. Este un om extrem de serios, o figură academică cu totul deosebită, un om de mare probitate și mai mult decât atât, chiar dacă este la începutul acestei noi ere a sufismului în Europa, pune bazele unei înțelegeri, aș spune eu, în cea mai mare parte corectă a sufismului. De ce spun asta? Deși folosește un termen, ca să spun așa, care are foarte multe probleme. Mă refer la termenul de mistică. Mistică, mistic, misticism. Sigur, misticismul este altceva decât ceea ce ne preocupă pe noi. Dar trebuie să ținem cont de un lucru. El are marele merit, aș spune eu, al lui Nicholson, și asta se vede din cartea lui, este faptul că dă posibilitate unui acces mai lesne la problema fundamentală a metafizicii din perspectiva gândirii ezoterice sau ezoterismului islamic. Este foarte important. Dacă ar fi folosit numai limbajul strict, tehnic, sufit, sigur că n-ar fi avut prea mare impact. De ce? Pentru că până la urmă trebuia acordat tot vocabularul tehnic spiritual cu posibilitățile de înțelegere ale mediului căreia îi se adresa. Prin urmare, eu spun că este un merit deosebit al acestei cărți. Astăzi ne este ușor și am auzit multe critici la adresa acestei cărți și a lui Nicholson. Întotdeauna le-am considerat nedrepte. De ce? Pentru că, vedeți, mai avem un caz care cred că este și mai evident, și anume Inayat Khan, care se situează în aceeași perioadă. Cartea care a apărut la editura Herald, la editura noastră Herald, este o carte, aș spune eu, cu un accent preponderent colocvial. Adică nu este un tratat despre, nu este o carte ca a lui Nicholson, și este un fel de, aș spune eu, de jurnal tematic în zona sufismului sau în zona spiritualității sufite. Sigur că astăzi, dacă citim cele două cărți, vom avea probabil niște obiecțiuni. Dar să nu uităm că la vremea respectivă a fost o gură de aer curat, de aer proaspăt, aș spune eu, din punct de vedere spiritual. Adică a dat posibilitatea unor oameni care erau pregătiți strict în domeniul filologic sau în cel al filozofiei să aibă acces până la urmă la dimensiunea autentică a spiritualității într-un moment în care filozofia era într-o criză de identitate, pentru că începuse să-și trădeze, cel puțin din punct de vedere al filozofiei clasice, să-și trădeze obiectul. Studiile de istoria tradițiilor erau într-o fază extrem de dificilă de critică. Cine a citit cărțile din vremea aceea, eu știu, Iubi Cristus și așa mai departe, sunt o grămadă de asemenea istorie ale religiilor, o să constate foarte ușor că era o atmosferă foarte confuză, fără judecăți de valoare autentice care să creeze o metodă de studiu pentru tradiții. Ori de asta spun că în mediul acesta, în care și creștinismul suferea, pe de o parte, nu numai de tot felul de culte și tot felul de
noi confesiuni care apărau din sânul creștinismului, secte să le numim, ca să fie mai simplu spus, nu? Mai era și altceva. Deja de la jumătatea secolului XIX este un val de mode orientale. Încep să apară texte, încep să apară oameni chiar, veniți din India, din China și așa mai departe. Deci veniți din Orientul îndepărtat, care suscită foarte mult interes. Ori vedeți, noastră, atunci când vine cineva și încearcă să stabilească o legătură, el trebuie să folosească limba celui cu care este în contact. Și revin la Inayat Khan. Dacă Inayat Khan folosește un limbaj, i-am spune noi astăzi, impropriu pentru, în ceea ce privește sufismul, în momentul respectiv era cât se poate de riguros. De ce? Pentru că încerca să folosească tot sistemul conceptual cu care era obișnuit europeanul, ca să poată să își exprime ideile și să poată să contureze cât mai exact esența sufismului. Prin urmare, amândouă figurile, și cea lui Nicholson, deja, nu, cum am spus noi, la un nivel academic, dar și cealaltă, foarte populară până la urmă, lui Inayat Khan, amândouă sunt într-o relație de complementaritate. Adică au acces toți la această, să spunem, prezentare a unei alternative spirituale pe care o căutau cei interesați la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, aș spune eu, cu disperare în această atmosferă foarte confusă până la urmă și destul de amestecată, care era cea pe care am amintit-o adineauri. Prin urmare, de asta spun că astăzi când citim cartea lui Nicholson, poate un lucru ne-ar putea atrage atenția, în primul rând, spun poate, o oarecare inegalitate între ceea ce este în mod cert de început, ceea ce am spus noi mai adineauri, nu? De încercare, de comunicare a unui adevăr spiritual atât de complex și care are niște unele imperfecțiuni, să spunem, de ordin noțional sau categorial, în fine. Dar, în același timp, sunt și lucruri absolut autentice pe care le auzim și astăzi de la exegeții mari, de mare renume, care au apărut între timp. Din școala lui, ca să spunem așa, lui Michel Vulsan, cel mai bun traducător până la urmă, nu? Domnul Gilis, care încă trăiește și care a scris despre islam, sigur, nu le putem compara lucrurile astea. Ele au o desfășurare istorică și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. De ce este util astăzi ca să citim și cartea lui Nicholson și cartea lui Inayat Khan? Astăzi când avem atâtea cărți despre sufism, de prezentare, foarte, foarte multe traduceri, problema calității traducerilor este o altă problemă și poate o să o abordăm altă dată. Este important pentru că vom înțelege mult mai bine cărțile care s-au scris recent despre sufism. Există o evoluție în această pătrundere a europeanului într-o zonă a spiritului, unde sigur că lucrurile, problematica este oarecum altfel prezentată decât suntem noi obișnuiți din tradiția culturală europeană. Cartea lui Nicholson este, aș spune eu, foarte bine făcută, în primul rând pentru că are această ținută academică în un mod evident. Are o metodă și metoda pe care o folosește de prezentare este indiscutabil profitabilă pentru cel care o citește. Începe, de exemplu, cu un capitol, are câteva capitole. Primul capitol, calea, unde îți prezintă, de fapt, ce înseamnă să mergi pe calea îngustă, ce înseamnă ezoterismul până la urmă. Nu folosește termeni așa cum îi folosește genom, dar este limpede că apar distinții care sunt profitabile pentru cititor. După aceea, capitolul 2, iluminarea și extazul. Este riguros prezentată, de fapt, pe lângă metoda prin care trebuie să te apropii, poți să te apropii de Dumnezeu și ce se întâmplă pe cale, prin urmare, procesualitatea
aceasta a practicii spirituale. Urmează două capitole care, din punctul meu de vedere, cel puțin, sunt extrem de reușite și în care tocmai asta spuneam și adineauri, că pe lângă alte lucruri care sunt de început, unele sunt de o maximă maturitate și prezintă lucrurile cât se poate de corect. Și astea sunt capitolul despre gnoză sau cunoașterea, doctrina ca atare, nu, inițiatică, și despre iubirea divină. Raportul acesta între cunoaștere și iubire, mie mi se pare că îl surprinde foarte bine. Un lucru care ajută foarte mult cititorul este abundența de citate. Abundența de citate. Am auzit voci care se plângeau de acest lucru. Eu îl găsesc meritoriu pentru că susține admirabil textul și poți să înțelegi. Mai mult decât atât, aș îndrăzni să spun că textul lui Nicholson este un text, aș spune eu, care incită. Incită prin faptul că îți dai seama din citatul pe care îl dă că tu poți merge chiar mai departe decât spune el și decât prezintă el citatul respectiv. Este un lucru prețios la o carte, pentru că sunt cu totul de acord ceea ce spunea, de exemplu, veneratul nostru Vasile Lovinescu: o carte este importantă prin ceea ce construiește în tine și prin ceea ce sugerează, mai mult decât prin ceea ce se vede și prin ceea ce citești. Nu? Asta este sensul ei. Urmează un capitol despre sfinți și miracole, o prezentare generală a modului de manifestare a sufismului, ceea ce este cu totul profitabil, pentru că îți dai seama exact de felul cum se manifestă în afară, cum se exteriorizează, nu, toată această doctrină. Și ultimul capitol, care mie mi s-a părut foarte interesant și numele este interesant pentru că este foarte bine găsit, și anume starea unitivă, pentru că acolo se ajunge, cu prezentarea și a obiecțiunilor, de exemplu, în ceea ce privește noțiunea de itihad sau identitatea supremă. Pentru că, într-adevăr, acest concept fundamental pe care îl găsim la mai, sigur, în primul rând, în învățătura akbariană a lui Ibn Arabi, dar în mod cert este punctul culminant, este terminusul căii spirituale de realizare metafizică. El a fost, bineînțeles, a fost și contestat de unii. O prezintă toată această problematică, o prezintă Nicholson, ceea ce mi se pare iarăși important, pentru că am găsit multe cărți în care se prezintă sufismul, în care nu se prezintă decât o singură variantă. Ori el este foarte corect, foarte onest din punctul acesta de vedere. E, și un lucru care mi s-a părut absolut deosebit este faptul că atinge aici, în ultimul capitol, atinge cea mai, aș spune eu, delicată problemă a sufismului. Și anume, aduce în discuție o figură, pe de-o parte enigmatică, pe de-altă parte contrariantă. E vorba de Ibn Mansur al-Halaj, care a suportat supliciu, a fost crucificat, a murit crucificat, pentru că a declarat public că a ajuns la capătul căii. Avea obiceiul să spună: eu sunt adevărul, eu sunt Allah, ana al-Haq. Allah. Lucru pentru care sigur că a fost de, ca să spun așa, islam oficial, exoteric. A fost taxat foarte dur. Nu? Ce este interesant? De ce spun că este foarte interesant? Foarte mulți dintre exegezi se feresc de câteva nume care sunt nume nu numai interesante, dar sunt figuri pe care le poți înțelege destul de dificil, pentru că sunt paradoxale în manifestare, se exprimă în același mod paradoxal și este foarte greu de înțeles. În cazul lui, un caz tot din ăsta mai este și cel al lui Abu Yazid al-Bistami. La al-Halaj mai este ceva interesant.
Și de asta spun că sunt multe merite ale acestei cărți și ale, ale activității și ale acțiunii lui Nicholson în sensul ăsta. Vedeți, știu de la cineva de încredere din mediul de la Vatican că există un interes foarte mare pentru această, pentru figura lui Imasur al-Halaci. Pentru că el a avut câteva manifestări realmente hristice. Și am să dau un exemplu. Atunci când era crucificat, până să moară, se ruga la Dumnezeu ca să ierte pe cei care i-au produs supliciu și care îl omoară, care îl ucid, și se ruga în felul acesta. Iartă-i pe ei pentru că ei fac asta din dragoste pentru tine și din grijă pentru tine. Dar nu înțeleg ce fac. Vedeți cât de mult seamănă cu iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Vedeți cât de mult seamănă. Pe lângă asta, foarte mult s-a oferit să spună de al-Halaci că a fost crucificat. A suportat supliciu, că a fost ucis, că a fost... Nu, Doamne, a fost crucificat. Era o metodă, din punct de vedere practic, spun acum, dar care a fost, care s-a răspândit și care a fost foarte mult în istorie folosită pentru execuții. A fost crucificat. Cei care sunt mai sensibili, probabil că făcând asocierea cu crucificarea Domnului Iisus Hristos, sigur că găsesc inadmisibil. Asta, mă rog, ar fi după ei un amen. Nu, nu este niciun fel de influență. Este ceva mai mult decât atât. Faptul că Imansur al-Halaci are o atitudine hristică nu este întâmplător. Nu este întâmplător. De ce? Pentru că amintesc ceea ce spunea Muhyiddin ibn Arabi. Cei mai mari maestri ai Islamului s-au format la picioarele lui Isus. Au fost aisaui. E un lucru care apare de două sau de trei ori în opera lui Capitală, în primul rând, sau una din operele lui foarte importante, Revelațiile de la Mecca, Futuhat al-Makkiyah, și apare o dată sau de două ori și în Fusus al-Hikam, în Cartea Înțelepciunii, pe care noi am și prezentat-o, dar ceea ce am prezentat noi, sigur, este un extras făcut de Titus Burhard. Este important de ce? Pentru că știți că întotdeauna am atras atenția acestei legături și continuități între tradițiile abrahamice și că trebuie să ținem cont de ele. Îmi pare rău că foarte puțin astăzi mai amintesc că opera lui Moshe Maimonide, cel de-al doilea Moise, cum bine știți că se spune, și cel care a creat Shema Israel, da? Ascultă Israel, da? Care este deja un text care se folosește în cult, nu? În ritual. Nu? E, o parte din scrierile lui au fost protejate, păstrate de învățați musulmani. O parte din ele se pare că au fost scrise chiar în limba arabă sau cu caractere arabe. Deci nu a existat niciodată niciun fel de disensiune între învățați, între spiritele luminate și care au condus până la urmă viața spirituală. Spuneam că există și această carte a lui Inayat Khan și de ce este importantă? Nu numai pentru faptul că din punct de vedere al apariției textelor lui Inayat Khan, el n-a scris foarte mult. Iar și spuneam că această carte care a fost publicată de editura Herald este interesantă din multe puncte de vedere. În primul rând pentru stilul colocvial, adică stilul ușor, stilul în care sunt abordate dintr-o perspectivă, trebuie să ținem cont, de început de secolul 20, sunt abordate problemele care până la urmă filozofia le eludase, le lăsase deoparte, ocultismul și toate modele care apăruseră neospiritualiste și așa mai departe le falsificau în mare parte sau oricum produceau confuzie prin ceea ce făceau, ori el vine și într-un limbaj foarte apropiat de mediul intelectual și de mediul cultural european, pune din nou probleme, pune din nou întrebări. Ce sunt? Într-un limbaj, repet, accesibil. Asta mi se pare important. Mi se pare important. Și pentru cineva care începe să se intereseze de sufism, i-aș recomanda-o cu cea mai mare
cum să spun eu, plăcere. De ce? Pentru că știu că atinge zone în care de foarte multe ori nu riscăm să ne punem întrebări. El ni le pune. Pe lângă asta mai este un lucru important. El a fost muzician și nu muzician oarecare. El a practicat, ca să spun așa, o muzică inițiatică. Are două cărți apărute la Paris. După știința mea, una este Muzica și viața, Muzica vieții, pardon. A doua carte este Misticismul sunetului și al muzicii. Și vorbește și în cartea respectivă, vorbește despre, pe care am amintit-o, vorbește despre sufit și muzică. Ori noi știm că există în practica sufită acel sama, nu? Adică acea manifestare de ritual inițiatic comun în care sunt folosite, cum spuneați și dumneavoastră, poezia, muzica și dansul. Este important de ce? Pentru că, în primul rând, Inayat Khan, fiind un foarte bun cunoscător și având și inițiere sufită, el a făcut parte din ordinul Chishti, care a apărut în India, mă rog, ca o influență, se pare, din zona Pakistanului. Muzica sacră hindusă a fost un mediu propice pentru dezvoltarea acestei muzici sacre pe care noi o cunoaștem astăzi în sufism. El spune, de exemplu, într-unul din capitole, că există 5 aspecte ale muzicii într-un ritual, în ritualul inițiatic. Și spune că prima, o numește cu un termen arab, tarab, induce mișcarea ritmică a corpului, a doua, raga, care e de origine hindusă și care este un stil muzical foarte, foarte, foarte interesant și nu mai foarte răspândit, dar cu o portanță spirituală deosebită, care introduce în ambianța spirituală prin intelect și exprimă esența sonoră a unei stări, face legătură cu sunetul primordial. După aceea, al treilea aspect este cul, spune el, care creează o stare de sensibilitate accentuată. Al patrulea aspect este nida, sau muzica viziunilor în contemplație. Și ultima, care este cea mai de sus, aș spune eu, și care aș spune chiar că se apropie de muzica sferelor, este saut, care este muzica cerească, spune el. Deci, muzica, noi am mai discutat lucrul ăsta și sunt destul de multe cărți despre muzica sacră. Mai există un caz, ar fi bine să-l amintim, mai există un caz în Europa, și anume un pianist de excepție care a fost în India și a căpătat chiar o inițiere muzicală, e vorba de Daniel Lu, și care a venit s-a întors în Europa și a scris câteva studii interesante despre muzica sacră. Deci și din punctul acesta de vedere, cartea lui Inayat Khan este importantă. Prin urmare, aș spune că acest început de secol 20 este, ca să spun așa, propice pătrunderii sau revivificării vieții spirituale europene, și mai există și un moment, aș spune eu, foarte important pentru sufismul european. Este vorba de construcția Marii Moschei de la Paris, care nu este numai o simplă construcție, ea are o semnificație mult mai mare. În iulie 1926, când a fost inaugurată și au fost prezenți nu numai sultanul Marocului, Yusuf, sultanul de la vremea aceea, dar și unul din cei mai mari maestri pe care i-a cunoscut epoca modernă a sufismului, și anume Sheikhul Ahmad al-Alawi. A fost
la deschiderea, la inaugurarea Moscheii Mari din Paris, nu numai asta, dar a și condus prima rugăciune din Marea Moschee. Vedeți, legăturile deja sunt făcute, ca să spun așa. Și este limpede de ce ramura alauită pe care, ca să vedeți ce întâmplare, cartea lui Nicholson apare în 1914, în 1914 se înființează și ordinul alauit de către maestrul Ahmad al-Alaui. Eu nu prea cred în coincidențe. Ori maestrul al-Alaui vine după 8 ani, 10 ani, 12 ani, vine în Europa, vine la Paris și deja ordinul alauit prinde viață, se formează deja grupuri inițiatice și în Franța, dar mai ales în Elveția, la Bal, unul din ele, și apar nume ale europenilor foarte importante și foarte importante în cultura europeană, apar în această conjunctură. Apare René Guénon, Fridtjof Schoen, mai târziu Martin Links și Mihail Vâlsan. Or, noi știm că sunt nume decisive, sunt nume extrem de importante în istoria sufismului contemporan. Sigur, nu-i cunoaștem pe marii maeștri din Orient, dar pentru noi era nevoie de o asemenea prezență europeană și noi ne mândrim și pentru faptul că, ne mândrim, sigur, o spun, știți în ce sens o spun, că un român ocupă, e vorba de Mihail Vâlsan, care ocupă un loc absolut de excepție în toată istoria sufismului european. Discipolii lui sunt cei mai buni traducători ai textelor sufite. E vorba de domnul Charles-André Gillis, care trăiește încă. Este vorba de Maurice Gloton și Shurkevich, care au plecat la domnul de curând, acum un an, doi. Mai trăiește și Denis Grill, care este cumva din rândul 2, ca să spun așa, al maeștrilor. Deci ordinul alauit este strâns legat, ca să nu mai spun că șeihul actual al conducător al ordinului alauit trăiește în Franța, la Gras. E vorba de Halid Bentounes. Deci este un mediu care s-a format aici și de care sunt legate nume importante pentru cultura europeană. Că au fost sau că sunt încă contestați sau nu, e mai puțin important. Important este până la urmă că din această efervescență spirituală, întotdeauna cultura europeană are de câștigat. Nu mă refer numai la inițiați, mă refer la cultură în general, la literatură, la filosofie, la artă și așa mai departe. Deci, este, așa ca o concluzie, cartea lui Nicholson este o carte care, aș spune eu, obligatoriu trebuie citită chiar înainte de a citi cartea lui, excelentele cărți ale lui Burkhardt și Martin Links, pe care și noi le avem în editura Herald, sigur. Cred că ar fi bine să se înceapă cu cartea lui Nicholson. Sunt foarte multe lucruri care se pot înțelege din cartea lui Nicholson, aș spune eu, în primul rând, printr-o sensibilitate deosebită pe care o creează cu citatele, cu stilul pe care îl are, care nu este deloc un stil rece, nu este deloc un stil, cum să spun eu, care să creeze o distanță între cel care îți comunică un adevăr și tu care ești interesat să-l afli. Este o carte caldă, este o carte prietenoasă, aș spune eu, cu un cuvânt mai modern, așa, nu știu, poate unii n-ar fi de acord cu folosirea unui asemenea termen, dar realmente este o carte care se apropie de tine și care îți spune lucruri pe care sperai în adâncul ființei tale să le afli. O carte pe care, așa cum spunea și domnul profesor Teodoru Ghiondea, vă recomandăm cu mare drag, cu mare căldură, Misticii Islamului, de Reinhold Nicholson, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii.
A fost astăzi alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, vorbind despre această minunată carte în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!